Eu sunt Svetlana Călineac, directora Centrului Contact Soroca, și colega mea, Veronica Savin, directora Centrului Contact Bălți. Îmi pare bine și mie să vă salut. De fiecare dată când vin la Soroca, mă bucur foarte mult, aveți o regiune foarte, foarte frumoasă. Un alt lucru puțin ne întristează că suntem atât de puțini în această sală, dar suntem la începutul de a însuși lecția democrației și sperăm că poate altă dată vom avea săli pline. Colega mea v-a spus că este un proiect național, astfel de evenimente au loc în toată țara, bineînțeles că în localități selectate. Eu împreună cu colegii mei am fost și la Iedineț și la Lipcani, și în Sângerei și în Fălești. Astăzi suntem la Soroca. Sperăm că acest eveniment să vă fie unul util și să vă clarifice niște lucruri, să veniți pe data de 5, să votați conștient și liber. Precum am spus, este un proiect național și este implementat de către Asociația German-European Exchange în parteneriat cu Centrul Contact. Și proiectul este realizat cu suportul financiar al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova și Fundația Friedrich Ebert în cadrul Coaliției pentru Alegeri Libere și Corecte. Ca să avem o desfășurare clară și una eficientă, noi am stabilit niște reguli de joc pe care vi le propunem dumneavoastră. Dacă le acceptați, vă rugăm să țineți cont de ele. Deci, la dezbateri participă doar câte un concurent electoral, ori reprezentant al acestuia desemnat de stafful electoral. După cum vedeți, exact așa și s-a întâmplat. În timpul desfășurării dezbaterilor, în clădire, precum și în sală, nu vor fi difuzate materiale promoționale și de agitație electorală. Vă rugăm mult să țineți cont de acest moment. În sală nu se permite activitatea unor grupuri de susținere cu lozinci, drapele, scandări în favoarea unui sau altui concurent electoral. Concurenții electorali vorbesc în limitele regulamentului, care va fi prezentat un pic mai târziu. Timpul nefolosit nu se recuperează. Doritorii de a adresa întrebări ridică mâna și vorbesc doar cu permisiunea a noastră, deci a mea și a Svetlanei, a moderatorilor. În luările de cuvânt, concurenții electorali se vor abține de atacuri la persoană, expresii denigratoare, care ar leza onoarea și demnitatea altor concurenți electorali. Cetățenii care vor adresa de pe loc întrebări concurenților sunt rugați să formuleze scurt, clar, explicit întrebarea, precum și să numiți candidatul căruia o adresați. Întrebările agresive, care lizează onoarea și denigrează imaginea concurenților electorali, nu vor fi acceptate. Și ultima regulă, participanții la dezbateri se vor abține de la replici, strigăte din sală, comportament agresiv și alte manifestări neplăcute. Vă rugăm, vreau să vă întreb dacă sunt acceptabile aceste reguli de către dumneavoastră și de dumneavoastră. Deci vă rugăm să țineți cont de ele. Și acum regulamentul. Și orice eveniment trebuie să stabilim un regulament ca să încăpem în timp. Eu știu că dumneavoastră aveți întrebări multe și dumneavoastră aveți multe de spus, dar ca astăzi să le terminăm, adică se propune următorul regulament. Prezentarea platformelor electorale de către concurenți până la 5 minute. Acceptați. De fapt, dumneavoastră ați primit memorandumul, da? Răspunsuri la întrebări în cadrul loteriei electorale. O să explic mai târziu ce e această loterie electorală. Răspunsuri la întrebări până la 2 minute. Ceilalți concurenți electorali au dreptul să completeze cu răspuns această întrebare. Răspunsul să completeze cu propria variantă a răspunsului. Microfonul liber. Întrebările parvenite din sală, dumneavoastră răspundeți până la 2 minute în timp și iarăși completări a răspunsurilor de către ceilalți concurenți până la 30 de secunde. Nu este obligatoriu completările dacă aveți. Și mesajul final al concurenților electorali către alegători, adică apelul până la 1 minut. Sunt alte propuneri? La dumneavoastră acum mă adresez. Așa, bine, vă mulțumesc și în total planificăm în jur de 2 ore ca să încheiem dezbaterile publice. Vă mulțumesc mult și într-un ceas bun. S-au înregistrat pentru participare la dezbaterile publice de astăzi următorii concurenți electorali. Eu i-am scris nu în ordinea în care sunt înscriși în buletinele de vot, ca să nu vă inducă în eroare, dar în ordinea în care au confirmat participarea. Iurie Tănase, Partidul Politic pentru Neam și Țară. Marcoci Mihai, Partidul Liberal.
Focșa Igor, Partidul Patrioții Moldovei, Valeriu Teotiu, Partidul Popular Democrat de Moldova, Babici Ion, candidat independent, Zgardan Dumitru, Partidul Liberal Democrat din Moldova și Donos Ghenadi, Partidul Democrat din Moldova. Ordinea în care au fost plasați pe scenă concurenții electorali au tras-o la sorți. Iarăși, nu coincide nici cu ordinea în care s-au înregistrat ca participanți la dezbateri, nici cu ordinea din buletinele de vot. Așa, vă rugăm acum, în ordinea în care am stabilit prezentările dumneavoastră, până la 5 minute să vă prezentați platformele electorale. Domnul Tetiu. Doar o clipă. Deci noi vom cronometra timpul și din momentul când vor rămâne 10 secunde până la final, veți vedea un gest, ceea ce înseamnă că trebuie să vă rotungiți gândul și să puneți punct. Deci mai aveți încă 10 secunde până la sfârșit. Bună ziua! Bună ziua! Mă numesc Valeriu Tetiu, vicepreședinte a raionului Soroca. De ce am hotărât să candidez la funcția de consilier în Consiliul Raional Soroca? Pe perioada la 4 ani de zile, activând ca vicepreședinte a raionului Soroca, cunosc foarte bine problemele raionului, cunoaștem foarte bine necesitățile raionului. Și în perioada de anul 2007-2011, Consiliul Raional, ca problemă prioritară, a fost gazificarea localităților. Consiliul Raional a implementat la 100% programul de gazificare a raionului. Cu părere de rău, guvernul a retras din bugetul de stat sursele financiare preconizate pentru gazificarea localităților în ultima perioadă de 2 ani. Suntem pe poziția că aceste lucrări trebuie să fie din surse efectuate lucrări din surse extrabugetare. Noi, în cadrul Consiliului venind, vom prelungi lucrările de gazificare, lucrările de reparație a instituțiilor de învățământ și a grădiniților. O să atragem o deosebită atenție lucrărilor elementare, începând cu asigurarea instituțiilor de învățământ cu mobilier nou și modern. Banii care sunt preconizați în buget pentru învățământ să nu fie folosiți în scopuri politice. Și nu în ultimul rând, vom insista ca să fie atrasă atenția la mersul lucrărilor de reparație a drumurilor. Atragerea investițiilor pentru construcția drumurilor din beton asfalt pentru cele 200 de kilometri de drumuri raionale. Primii pași de acum sunt făcuți. Este elaborat de către Consiliul Raional proiectul tehnic a drumului raional Pârlița-Vădeni, cu o lungime de 13 km. Proiectul este expertizat, verificat și rămâne să fie implementat în perioada următorilor 4 ani. Una din problemele grave cu care se confruntă populația este aprovizionarea cu apă potabilă. Decizia Consiliului Raional cu privire la aprovizionarea cu apă nu a fost implementată din cauza lipsei surselor financiare. Aceste surse pot fi identificate și alocate din bugetul Consiliului Raional. Totodată, banii pot fi atrași din mai multe surse, din la Ministerul Ecologiei, din bugetul Ministerului de Finanță. Agenția de Dezvoltare Regională Nord este ca un finanțator acestor proiecte, din Fondul de Investiții Sociale din Moldova și Banca Europeană de Dezvoltare Regională. Totodată vom atrage atenție deosebită problemelor cu care sunt ceea ce este legată de problemele în medicină. Spitalul Raional Soroca necesită surse financiare pentru dezvoltare, renovare și asigurare cu utilaj modern. Noi vom identifica ca problemă prioritară această problemă, fiindcă populația se confruntă cu aceste probleme. Cu părere de rău,
în perioada de 4 ani de zile, spitalul raional nu a fost asigurat cu mobilier nou, cu tehnică specială pentru dezvoltarea medicinii în raionul Soroca. Atât, vă mulțumesc. Mult. Eu cred că am putea chiar să aplaudăm ca să susținem candidatul. Vă rog foarte mult. Și următorul este domnul Tănase Iurie. Aveți 5 minute pentru a prezenta platforma electorală. Bună ziua și Hristos a înviat. Întâi de toate vreau să mulțumesc agenției locale pentru alegeri libere și corecte, pentru posibilitatea de a dialoga cu electoratul, mai ales că mai este și un lucru gratis făcut din contul agenției și sper că din toate ce avem a spune are de câștigat în primul rând alegătorii. Deci Partidul pentru Neam și Țară are listă la Consiliul Raional și într-un șir de sate ale raionului. Trebuie să vă spun că de fapt noi suntem desprinși de la Partidul Liberal, cu care vom reveni la ce se numesc negocieri pentru fuzionare în Soroca după alegeri. Și acolo unde noi nu avem candidați pentru funcția de primar, îndemnăm alegătorii să voteze reprezentanții Partidului Liberal. Deci programul nostru electoral este axat pe câteva probleme foarte importante cu care se confruntă raionul Soroca, în primul rând satele și comunele noastre. În ordinea importanței aș scoate în primul rând drumurile atât din sate cât și drumurile de acces către satele noastre, care sunt într-o stare foarte proastă, și ne vom axa activitatea pe calitatea executării lucrărilor la drumuri, fiindcă numai despre calitate nu se poate vorbi în ceea ce privește drumurile. Sperăm foarte mult că odată cu schimbarea conducerii direcției drumuri Soroca, lucrurile astea vor lua o altă întorsătură și am toată încrederea că așa va fi. A doilea problemă care vor examina colegii noștri este apa potabilă din satele raionului, fiindcă trebuie să știm că 90% din apa pe care o utilizează țăranii noștri nu este potabilă. Mai mult ca atât, o parte din fântâni sunt periculoase și pentru animale. De aceea, conectarea la apeductul Soroca-Bălți este o problemă strângentă de care trebuie să ne ocupăm în următorii 4 ani. Gunoi este autorizat în satele raionului. Noi, practic, în puține sate le avem. Și eu vreau să vă spun că dacă satele noastre sunt înconjurate cu gunoi, asta nu înseamnă că țăranii noștri nu sunt gospodari. Ei nu au posibilitate, nu li se oferă o altă șansă decât faptul să arunce acolo unde unii li iese mai condenabil. Sigur că o problemă foarte importantă este căminile culturale ale raionului nostru, care de fapt multe sunt pustii, și aici urmează să ne îndreptăm atenția noastră dacă dorim să mai menținem la țară tineretul, fiindcă din păcate trebuie să recunoaștem că satele noastre sunt pustii, au rămas aproape bătrâni și cei care mai sunt tineri am putea să-i ținem prin oferirea locurilor de muncă și prin ceea ce se numește servicii culturale, adică în sens că oamenii tineri să aibă și un remediu de odihnă. O întrebare numai puțin importantă este asistența medicală la sat. De mai multe ori multă lume moare pe drum sau moare acasă atunci când nu se reușește să ajungă, vă zic, salvarea din centrul raional, și eu cred că noi trebuie să lucrăm pe principiul de a concentra, vă zic, asistența medicală mai aproape de om, în așa fel încât să avem câteva puncte importante de servire socială, de servire medicală, în așa fel încât să fie și convenabil să te adresezi la medic și să mai fie și convenabil și să nu fie periculos atunci când ai nevoie de o asistență urgență, să aibă cine să o acordeze.
O întrebare foarte cardinală pentru țăranii noștri este deschiderea unei piețe țărănești în centrul raional Soroca. Deci o întrebare care a fost examinată în Consiliul Rășănesc la inițiativa mea, din păcate în prima examinare vă zic că nu a ajuns un vot, a doua oară vă zic că nu a trecut. Eu cred că odată fiind creată această piață țărănească, ea ne va permite țăranilor să aibă posibilitate de unii singuri să-și vândă producția, fiindcă nu știu de ce se crede că țăranul trebuie să tăie în mambaligă. Deci țăranul nostru știe să-și vândă, dar trebuie să-i oferim această posibilitate. Mai mult ca atât, prețurile, dacă vor vinde direct țărane, vor scădea la 30-40% și de asta, din aceasta vor avea de câștigat și orășenii. Ne vom ocupa după alegeri de reformarea direcției agricole, care de fapt este un organ de statistică. Și nu în ultimul rând ne vom ocupa de ajutoare care vor fi îndreptate către țăranii împroprietăriți. Că de astăzi, de ajutoarele care vin, vă zic, și asistențele centralizat, nimeresc nu știu de ce pe mâna feudalilor locali care s-au deschis SRL-uri și pe schinarea oamenilor s-au făcut... Mulțumim mult! Gospodari. Mulțumesc! Mulțumim! Mulțumim, domnul Tănase! Și următorul este domnul Igor Focșa, Partidul Politic Patrioții Moldovei. Vă rugăm, aveți 5 minute. Dacă nu încăpeți, eu știu că e foarte puțin aceste 5 minute, însă o să aveți ocazia și în cadrul microfonului liber, răspunsul la întrebări. Bună ziua, bine v-am găsit, dragi ligători și celor prezenți care astăzi sunt în sală și mulțumim pentru organizarea de astăzi a ziua dată. Referitor la aceea că eu sunt pe vicepreședinte Partidului Patrioții Moldovei de Republica Moldova și totodată prezint Partidul Patrioții Moldovei în teritoriul raionului și orașului Soroca. Vreau să vă spun următoarele. Că în ziua de astăzi, noi toți cei care venim ca candidați în funcția de consilieri, ca candidați ne stăruim că dacă o să fim aleși dintre consilieri președinți de raion, așa este procedura de alegere, noi tot timpul venim în momentul când este alegerile și cu promisiunile care tot timpul le prezentăm în fața alegătorilor. Partidul Patrioții Moldovei nu dorește să fie cu promisiuni, dar dorește să fie cu fapte concrete, pe o perioadă de 4 ani de zile, să dezvoltăm raionul Soroca așa cum trebuie să fie. Punctele principale a Partidului Politic Patrioții Moldovei în companie electorală, ele toate sunt înscrise în programa electorală a partidului, începând de toate întrebările sociale și cu cele care se ating societatea. Tot timpul noi ne stăruim să demonstrăm faptul la punctele principale, drumuri, ce e altceva. Vreau să vă spun că dacă o să venim noi, consilierii raionali Soroca, o să venim la conducere, noi nu trebuie să promitem drumuri, nu trebuie să promitem curățenie, noi trebuie să cât de cât să ne strângem mânuțele, să ne punem împreună, să facem prima întrebare care este de latitudinea față unul de altul. Noi am uitat un lucru cu comportamentul fiecăruia față unul de altul. Noi în așa formă asta să ne urâm unul pe altul că nu de Dumnezeu să se întâmple ceva în societatea noastră, eu vă garantez că nimeni nu a să întinde mâna să ne ajutăm unul la altul, din cauza că așa s-a făcut în societate, că dacă se întâmplă ceva, toți închidem ochii. La capitolul dezvoltării raionului, vreau să vă spun ferm că în ziua de astăzi noi tot timpul uităm de sectorul agrar. Noi știm foarte bine că raionul Soroca este specific și numai raionul, dar Republica Moldova este o țară agrară, unde noi, cei care venim în fotolele de consilieri, cam uităm o leacă. De jos, e foarte ușor de spus povești. Însă când venim în fotole de consilieri, noi automat uităm de promisiunile care au fost spuse. Și ne gândim personal la buzunarul personal al nostru. Ca caz concret, vreau să vă spun, chiar o să luăm alegerile care sunt în ziua de astăzi la consiliul raionale și locale. Până acum nu umbla nimeni cu promisiuni, nu umbla nimeni cu ziară, cu culioace, cu zahar, cu făină. Însă după 4 ani de zile, mă scuzați, s-au găsit și făină, și zahar, și culioace cât de cât s-au mai îngroșit o leacă din cauza că la
precedentele alegeri erau foarte subțiri și nu puteau pune nimic în trânsele. Însă acum a început să groșească. Spune întrebarea, ce, mai trebuie 4 ani să mai îngroșească o leacă? Dați-o în terminat aceasta. Noi trebuie să uităm buzunarul personal, să ne târnăm unul față de altul omenește, să începem o dezvoltare a orașului și raionului Soroca în așa formă cum dorim noi. Dar prima care trebuie să fie atitudinea față unul de altul. Din cauza că noi aceasta o uităm, venim în Consiliu, unii consilieri spun versuri uscate, că am fost în Consiliu și am făcut ce. Mă scuzați, dar ce trebuie să vă ocupați atunci, dar voi? Dacă voi iar astăzi veniți în fața electoratului și iar începeți să promiteți. 4 ani n-ați făcut nimic, amuns spuneți că fiind în postul de cutare, am făcut ce. Dar cu ce trebuie să vă ocupați? Dumneavoastră erați salariați, primiți salariu, ce. Eu doresc să știu. De atâta eu vreau să spun, noi trebuie toți care dacă o să fim aleși în Consiliu, patrioții Moldovei au să lese toate ambițiile politice, care nu o să dorească să lucreze, a zgătăm alt soluție, depun întrebări la punct. Mai departe, nu avem unii. Că noi nu dorim să ne stimăm unul pe altul. Fiecare avem interesele noastre personale. Și începem să spunem, oameni buni, mă scuzați, astăzi este un partid care la putere, un minister care este, unde nu vreau să obișnuiesc concurenții electorali, care sunt finanțați concret numai persoanele date a lor. Să fie dezvoltată numai ei. Eu vreau să spun că nu trebuie să fie așa. Trebuie să fie toți, tot una să fim, să uităm de chestia. Însă, ești dacă ministrul, presupunem, al transportului sau ministrul sănătății, nu trebuie să ții direcția unde sunt reprezentanții partidelor dumneavoastră. Trebuie să uităm aceasta. N-au să înțeleagă oamenii ăștia. Să găsim alte pârghii să rezolvăm întrebarea. Noi, Partidul Patrioții, dorim să ne consolidăm, să facem treabă, să începem lucru. În partidul nostru sunt veterane din război din Afganistan, care știu ce e viață, știu ce e greutate, știu cum să dezvolte țara. Mulțumim. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim mult. Următorul are microfonul domnul Mihail Marcoci, Partidul Liberal. Domnul Marcoci, aveți și dumneavoastră 5 minute. Stimați soroceni, bună ziua, Hristos a înviat. Eu o să încerc să-l completez pe domnul Tănasă, odată ce a spus că vremelnic e desprins de Partidul Liberal, deci sunt de acord cu platforma lui și încerc să-l completez cu ceva puncte. Deci Partidul Liberal, în Consiliul Raional Soroca, se va axa pe 2 puncte principale de dezvoltare a societății noastre. Consolidarea democrației și creșterea economică. Adică creșterea economică asta, ridicarea nivelului de viață și consolidarea democrației, întărirea libertății persoanei și a întregii societăți. Deci, pentru a ridica creșterea economică, avem nevoie de investiții străine, dar și de investiții proprii. Mai ales vom atrage atenția la investițiile persoanelor, cetățenilor Republicii Moldova din diaspora, care lucrează peste hotarele Republicii Moldova, prin diferite programe, 1 plus 1, adică un leu pus de persoană și alt leu pus de stat și alte programe care vor fi implementate. Ceea ce privește infrastructura, vom atrage atenție la dezvoltarea și construcția drumurilor. S-a pus problema la minister, eu fiind director la ESA Drumul Soroca, pot să vă informez mai detaliat despre construcția drumurilor. Problema s-a pus foarte serios, deci în următorii 4 ani, drumurile de acces la toate localitățile din Republica Moldova vor fi asfaltate. În toate localitățile din Republică vor avea drumuri minimum în varianta albă. Deci pot să vă dau niște cifre care vorbesc de la sine și sunt foarte elocvente. Deci, în 2010, pentru Republica Moldova au fost alocate 750 milioane la reparația și întreținerea drumurilor. În 2011, avem preconizată sumă de 1,2 miliarde lei. Pentru 2012, se planifică 2,5 miliarde lei. Și pentru 2013, 4,5 miliarde lei. Deci, din cifrele acestea, vedem că se pune un punct foarte și foarte important infrastructurii în Republica Moldova. Deci în Consiliul Raional ne vom axa pe dezvoltarea și altor sectoare, cum ar fi învățământul, cultura, apă, canalizare, gazificare,
și altele. Deci, în sectorul rural ne vom promite, ne vom propune susținerea agriculturii, dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, business-ul mic și mijlocii. Deci se poate de dezvoltat și de atras investiții pentru a construi întreprinderi de prelucrare, realizare, prestare, servicii, cultură, sport, sănătate și așa mai departe. Vreau să vă dau un singur exemplu numai. M-am întâlnit zilele acestea cu un agent economic care a pus anul trecut miere la păstrare. A construit un depozit de păstrare, un frigider. Le-a cumpărat mierele cu 6 lei și primăvara le-a vândut cu 15 lei. Iată, numai un exemplu unde se poate de făcut un business și o afacere foarte și foarte profitabilă. Vom atrage atenție la gunoiștile amenajate, nu autorizate, dar amenajate. Deci trebuie să creăm condiții întâi, pe urmă ca să cerem de la cetățeni să păstreze curățenie. O atenție aparte va fi atrasă lupta cu corupția în administrația publică locală, programele transfrontaliere, niște programe ratate care ar fi putut să aducă un beneficiu foarte și foarte important în bugetul raional. Avem aproape în jur de 100 de kilometri graniță cu Ucraina și în afară de contrabandă nu avem niciun beneficiu din această graniță care ar putea să ne aducă niște programe profitabile transfrontaliere. Cam asta e pe scurt. Mulțumim mult! Mulțumim mult, domnul Marcoci! Și următorul are cuvântul domnul Dumitru Zgardan, Partidul Liberal Democrat din Moldova. 5 minute. Onorată asistență, stimați alegători, ca și toți concurenții electorali, Partidul Liberal Democrat, Organizația Teritorială Soroca, cunoaște toate problemele cu care se confruntă atât orașul Soroca, cât și întreg raionul. De aceea, pentru a rezolva toate aceste probleme, infrastructura drumurilor rea, salubrizarea, apa, învățământ, starea deplorabilă a instituțiilor preșcolare și de învățământ, starea proastă de deservire medicală a cetățenilor și multe, multe alte probleme cu care se confruntă raionul și orașul Soroca, noi suntem caracterizați și în Republică și în raion, după cum vedeți, cu lucrul în echipă. De aceea, pentru a rezolva toate aceste probleme, este nevoie de o echipă de candidați la funcția de consilieri care să-și cunoască bine misiunea. De aceea, la noi, la moment, ca în funcție de candidat, vin 5 medici, 5 pedagogi, 5 juriști, 5 ingineri, 11 specialiști în domeniul agriculturii, ingineri, contabili, agronomi și 6 alți candidați cu alte specialități în diferite domenii. De asemenea, vreau să vă spun că majoritatea din candidații noștri au terminat câte două sau chiar și 3 facultăți. De aceea, lucrul în echipă și cunoașterea problemelor ne va permite rezolvarea lor. Noi, de asemenea, pentru a fi mai aproape de electoratul nostru, avem la funcția de consilieri, am candidat și 7 femei sau 20% din tot numărul de consilieri. 14 consilieri sunt tineri în vârstă de până la 40 de ani. Iată cum vedem noi soluționarea tuturor problemelor apărute. Însă, stimați alegători, pentru ce anume Partidul Liberal Democrat din Moldova? Pentru că noi, ca și la nivel de țară, la nivel de raion, la nivel de comunitate, ne dorim stabilitate, fiindcă este un criteriu foarte important. Pentru a avea o dezvoltare cât mai puternică, noi trebuie să avem stabilitate în Parlament, Guvern, în Parlamentul Raional și în Parlamentele Locale, adică în Consiliul Raional și în Consiliile Locale. Argumentez care este faptul. După cum știți, majoritatea investițiilor care la moment sunt în Moldova sunt de scurtă durată. Pentru a atrage investiții de lungă durată, pentru dezvoltarea economiei, pentru dezvoltarea în primul rând a industriei prelucrătoare, a industriei în alte domenii, noi trebuie să avem investiții de lungă durată. Însă investitorii vor veni în raion, în comunitățile noastre, numai atunci când vom avea o stabilitate. De aceea, la noi, în echipă, este o stabilitate, este o echipă bine formată, care cunoaște problemele. Mă adresez acestor tineri
care sunt în sală și sunt în tot teritoriul raionului și orașului, să participați activ la alegeri și în viața raionului, fiindcă viitorul este al dumneavoastră, fiindcă viitorul european este al dumneavoastră și noi vă invităm în rezolvarea majorităților problemelor sociale să activați pe bază de voluntariat, cum o face toată Europa și tot tineretul din Europa. De aceea vă îndemnăm ca la 5 iunie să votați pe toate trei liste echipa Partidului Liberal Democrat din Moldova. Mulțumim mult! Domnul Babici Ion, candidat independent, și dumneavoastră aveți 5 minute. Stimați oroceni, bună ziua și Hristos a înviat! În ultimii 10 ani, din păcate, Moldova, eu personal și nu numai eu, probabil am observat o luptă foarte aprigă între multe interese politice. S-a creat așa o impresie că noi luptăm pentru a obține niște funcții, pentru a obține niște fotolii, dar de problemele comunităților am uitat. Migrația care continuă peste hotarele țării a Republicii noastre, a tinerilor și nu numai a tinerilor, degradarea morală, degradarea cetățeanului din punct de vedere a legăturii sale cu autoritățile, cu guvernarea. Sunt mai mulți factori care m-au impus pe mine, un cetățean simplu, să merg la funcția de consilier raional ca candidat independent. Și eu cred că asta este nu numai părerea mea, că trebuie deja să facem o schimbare, deoarece vă dau un exemplu foarte simplu care o să vă provoace și să vă gândiți. Spuneți-mi sau răspundeți la întrebarea, în ultimii 8 ani de zile ați întâlnit vreun consilier raional în comunitățile voastre care să vă întrebe cu ce probleme vă confruntați? Spuneți-ne, vă rog frumos, din 500 de decizii la nivel de raion, doar vreo 10 au fost la inițiativa consilierilor. Și acele au fost cu ideea de a oferi niște cadouri, așa spunem în ghilimele. Dacă am fi lipsit noi astăzi, sau cu 4 ani în urmă, președintele raionului, de dreptul de a merge cu inițiative și a înainta proiecte de decizii, ce s-ar fi întâmplat în raionul Soroca? Câte decizii noi am fi luat? Care este capacitatea acelui consiliu în procesul legislativ sau în ceea ce spunem noi guvernare raională? De ce noi s-a primit așa că atunci când vorbim despre consilieri, noi vorbim doar despre dreptul de a veni în sală și de a vota? Fiind și eu în situații diferite, când am fost nevoit să merg cu diferite proiecte și să aprob acordul de parteneriat din partea Consiliului, s-a primit așa că unii consilieri veneau în sală, habar n-aveau despre ce merge vorba. Și ei ridicau mâna neștiind pentru ce votează și de fapt mai mult votau la inițiativa liderului de partid, de fapt. Asta este o realitate și mie îmi pare rău să spun asta, dar dacă nu o să deschidem ochii și nu o să privim lucrurile la simplu, la rece, da? Să nu fim atât de departe de situația care ne impune legea actuală cu privire la alegerea, cum am mai spus alți colegi din partide, alegem parlamentele locale. Eu mai am așa o întrebare. De cum să cunoaștem noi care din partid pe lista de consilieri o să reprezinte satul Volovița? El a nemerit în consiliu. Care din ei, din partidul ăsta, reprezintă satul respectiv? Și dacă partidul ăsta la nivel de țară s-a desființat și noi pe noi ne așteaptă alegerile parlamentare în toamnă, ce o să fie atunci? Cu cine o să meargă ei? Ce, a cui interesul să apre ei? Asta sunt, de fapt, niște motive care m-a impus să merg, cum am mai spus, la funcția de consilier ca candidat independent. Și alt motiv ar fi că s-a mai săturat lumea să meargă și să propună, să roage ca cumva să meargă un proiect pentru a aduce un proiect decizii, pentru a aduce o investiție în raion. Noi trebuie să convingem, de fapt, și practic în genunchi să ne punem câteodată
ca să fie luat o decizie și de adus finanțarea în raionul Suroc. Mie îmi pare rău să recunosc, dar asta este. Și atunci când am aflat cu mare părere de rău că s-a ratat o sumă destul de mare pentru construcția sistemului de epurare a apelor, care au fost, de fapt, o donație de la Banca Mondială în valoare de undeva de 4 milioane de dolari, spuneți-ne, vă rog, trebuia oare noi să facem acel proiect stupid într-un sat înainte de a consulta acești oameni din sat? Să obținem finanțarea și după asta să ne spună oamenii din satul respectiv că nu, noi nu vrem să facem acel proiect de investiție aici? Oare nu mai trebuia înainte să mergem întâi să vorbim cu oamenii? Asta este, de fapt, încă un factor care, de fapt, arată care este atitudinea și sau capacitatea consilierilor de a conduce raionul. Sunt foarte multe de spus, din păcate timpul este restrâns. Eu însă vă îndemn să faceți o alegere corectă, indiferent pentru cine alegeți. Dacă cunoașteți oameni concreți care pot să vă aducă schimbarea în viața voastră personală, faceți o alegere pentru aceste persoane. Mulțumesc! Mulțumim mult! Și va încheia această rundă a dezbaterilor domnul Ghenadie Donos, Partidul Democrat din Moldova. 5 minute. Stimați soroceni, bună ziua și Hristos a înviat. Într-adevăr, sunt de acord cu multe din cele ce s-a spus anterior. Îmi revine un rol de a totaliza, de a face anumite concluzii și de a aduce la cunoștință și mesajul electoral al Partidului Democrat. De fapt, desigur că platformele electorale sunt cam identice la toate formațiunile, cu unele mici excepții. Noi, într-adevăr, am putea începe cu, eu știu, un joc de cuvinte, dacă vreți, că există foarte multe locuri frumoase în Soroca, dar cele mai frumoase sunt locurile de muncă. Adică cred că asta ar fi o problemă primordială pentru a redresa economia și raionului și Republicii. Este nevoie de a crea locuri de muncă, de a atrage investiții, de a crea posibilități pentru producătorii agricoli să-și comercializeze producția, piețe de desfacere, etc. Toate aceste lucruri sunt incluse în platforma noastră electorală și desigur că unul din elementele pe care noi credem că poate singuri îl propunem sau ceva nou, este vorba de crearea unui parc industrial în Soroca, aici numai unor zone economice libere. De fapt, vremea zonelor economice libere au trecut deja, adică nu sunt rentabile, din cât spun economiștii, dar un parc industrial cu anumite infrastructuri în toate localitățile raionului și cu posibilitatea țăranilor de a-și desface marfa, cred că ar fi ceva pentru Soroca foarte potrivit. Este vorba la fel și de deschiderea unor întreprinderi mici și mijlocii la sate, este vorba de stimularea producătorului autohton. Asta ar fi, eu zic, primordial. În afară de aceasta, cred că un aspect foarte important în activitatea Partidului Democrat, deoarece suntem un partid de orientare socială, este vorba de protecția socială a pedurilor defavorizate, crearea unor condiții mai bune, cum ar fi, iată, unul din punctele domnului Cuță, care este candidat la primar în Soroca, crearea unei cantine sociale în centrul orașului. Avem cantină în parte din deal a orașului, mai organizăm anumite acțiuni de caritate, dar se cere numai decât să fie amenajată și permanent să funcționeze o cantină în centrul orașului, unde păturile defavorizate ar putea beneficia de aceste servicii. În afară de aceasta, desigur că sunt de acord cu doi piloni care s-au spus deja, cu democrație și cu creștere economică, și am spus și noi asta, dar cred că se cere o transparență mai clară. Vreau să spun că în experiența mea amară de șef de direcție învățământ, primul an, 2007, eu știu, finanțarea învățământ a fost, zicem așa, mai ritmică. Nu zic că criza este criză și ea a jucat un rol defavorabil, dar și gestionarea banilor nu chiar atât de rațională și nu chiar atât de, eu spun că învățământul e declarat prioritate națională numărul 1, dar avem astăzi cu, cum s-a spus, cu școli nereparate, cu mobilier vechi, cu grădinițe în stare de, eu știu, deplorabilă și așa mai departe. De aceea, nu în cuvinte, dar în fapte, era un dicton tot foarte interesant, că nu trebuie să luptăm pentru curățenie, trebuie să măturăm. De cred că Partidul Democrat așa spune că e timpul să facem ordine, e timpul să măturăm și e timpul să arătăm că nu vorba, dar fapta poate mișca din loc economia, eu știu, partea, aspectul social și de ce nu și spectrul politic. Apropo de spectrul politic, vreau să spun că Partidul Democrat, știți,
soarta noastră, suntem partid de centru, adică putem să ne laudăm că avem prieteni pe stânga și pe dreapta și tot putem să ne, eu știu, lamentăm că suntem și bătuți de stânga și de dreapta. Adică soarta asta ne-o asumăm și dacă este vorba de crearea unui spectru politic consolidat, vreau să spun că și eu personal am contribuit cu acele 8 partide care am format alianța în Raionul Soroca în 2007, avem experiență și am dorit ca această cooperare cu alte formațiuni politice, desigur că de orientare democratică, să fie continuată și, de ce nu, să demonstrăm întregii republici că noi nu suntem oameni care aidăm a liderilor politici de la centru, în afară de reglări de conturi și de, eu știu, lucruri mai puțin democratici și mai puțin creștine, suntem în stare să ne cooperăm și să formăm o echipă beton la Soroca, care ar putea să rezolve întrebări. Desigur că eu în această echipă nu îi văd pe colegii din Partidul Comunist, care nu îi văd nici aici la dezbatere, din păcate, dar acele 3 formațiuni care sunt baza Alianței pentru Care Europeană, plus celelalte formațiuni care vor dori și dacă vor avea mandate respective, eu cred că Partidul Democrat va fi acel punct de sprijin pentru a crea și pentru a consolida ceea ce avem noi astăzi la nivel de raion. Adică, dacă este vorba de câteva puncte adăugător la ceea ce am spus, continuarea implementării programului național de gazificare, mai ales în partea de nord a raionului Soroca. Adică s-a spus despre gazificare, s-au luat și credite, s-au făcut foarte mult, adică te consider un în acest sens, dar din păcate unicii beneficiari ai rețelele de gaz din Soroca sunt școlile și grădinițele mai puțin, școlile mai mult. Adică cetățenii nu au acces, nu au posibilitate, nu sunt stimulați, de aceea aș zice că aceasta ar fi una din principalele sarcini, ca acel gaz să ajungă și la casele cetățenilor, nu numai instituțiile sociale. Asta ar fi dispus și îndemn să votați Partidul Democrat la alegeri în 5 iunie. Vă mulțumesc, domnul Ghenari, că de altfel și celorlalți concurenți electorali. Vă doresc succes, programele sunt bune ca să le realizați în continuare. Să aveți, adică, posibilitatea ca să le realizați. Și acum trecem la următoarea rundă a dezbaterilor, loteria electorală. După cum am spus anterior, întrebările au fost pregătite de către cetățenii care astăzi poate n-a reușit să vină la întâlnire cu dumneavoastră, sunt înscrise, generalizate și înscrise, și eu mă apropii iarăși în ordinea în care dumneavoastră ați vorbit și o să vă rog, trageți câte o întrebare și ca să fie puși toți în condiții egale, adică pe rând tragem întrebarea și răspundem. Eu știu, puteți să ne amestecați. Vă rog, spuneți numărul. A, 7. Gunoiștele au devenit o carte de vizită a localităților noastre. O problemă stringentă a devenit starea sanitară, ecologică, amenajarea teritoriului. Pe de altă parte, majoritatea populației nu conștientizează problema cetățenii singuri, constituind o sursă de poluare a mediului. Întrebare. Care este planul dumneavoastră de redresare situației ecologic-sanitare, amenajarea localităților raionului, inclusiv lucrul cu populația în vederea salubrizării și păstrării curățeniei publice? Întrebarea dată noi o cunoaștem foarte bine. Pe teritoriul raionului Soroca sunt autorizate 63 de gunoiești care activează, însă totuși în domeniul dat este foarte puțin dus lucru explicativ, lucru cu populația în vederea salubrizării localităților, mai ales în orașul Soroca. Orașul Soroca se confruntă cu o problemă foarte mare, cu evacuarea gunoiului a populației, fiindcă nu este un sistem organizat de evacuare a gunoiului, nu sunt instalate containere, practic în sectoarele Planul Nou, Bujărău, Soroca Nouă, Tricotașca, tot acest gunoi este aruncat în șeile forestiere, pe cheiul râului Nistru și multe, multe alte locuri. Administrația publică din nivelul 1 nu a asigurat acest lucru. Este o problemă a orașului, este o problemă a comunității. Pentru a hotărâi această întrebare, e necesitate de investiții și investiții foarte mari în acest domeniu. Aceste investiții pot fi atrase
în cadrul proiectelor și atrase de la Ministerul Ecologiei, din alte surse financiare, BERD, ADR și așa mai departe, și totodată, fără implicarea administrației publice locale în această problemă, ea nu poate fi soluționată. Cu toate că Direcția Locativ Comunală, care activează pe teritoriul orașului Soroca, nu are pârghii de soluționare, de implicare a serviciilor corespunzătoare, a poliției, a inspecției ecologice, a serviciului sanitar. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Ceilalți 30 de secunde, cine are completări, vă rog. Stimați alegători, vreau să completez răspunsul domnului Tetiu. Să vă asigur că gospodăria locativ-comunală are pârghii și are câștigat un proiect de 20.000 de dolari. Cu banii câștigați se vor cumpăra toate utilajele, mașini de evacuare a gunoiului, se va construi o fabrică de separare a gunoiului la Gunoiește, se duc tratative cu primăria Cosăuți pentru a procura terenul sub Gunoiește și în acest proiect vor fi incluse și 10 comune din apropierea orașului Soroca ca să rezolvăm problema în cauză. Vă mulțumesc. Eu vreau. Domnul Tătiu, au rămas câteva secunde. Cu părere de rău, a fost un termen de 4 ani de zile, acest proiect nu s-a realizat. Să credem că va fi mai departe realizat atunci când nu s-a implicat administrația publică locală în activitatea direcției locativ comunale, nu cred că are succes. Dragi alegători, iarăși promisiuni, iarăși proiecte, iarăși câștigare de bani, alegeți-mi pe noi și o să fie tot bine. Eu vă garantez, la ziua de astăzi, o să fie foarte greu până noi, conștient, noi o să înțelegem că noi nu trebuie să facem murdărie, noi trebuie să menținem. Referitor la gospodărie locativ-comunală care este, vreau să vă spun că e într-un dezastru foarte mare. Unitățile de transport, lichică roțele, mașinile vechi. Eu nu înțeleg de ce vorbim acum. La momentul zilei trebuie să începem de la zero. O să începem, o să avem tot ce trebuiește. Și mulțumesc. Vă rog, vă referiți la completarea doar a răspunsului, dacă e posibil. O scurtă completare, dacă se poate. Eu sunt de acord cu teza că bani pot fi investiți foarte mulți, dar dacă nu vom începe cu renovarea parcului de tehnică respectivă, nu vom putea face nimic. Adică este vorba de structurile reamenajare sau reorganizarea acestor structuri. Poate accentul principal trebuie pus de către municipalitate pe salubritate, pe gunoiște, cum s-a spus, nu autorizate, amenajate. Și, desigur, tehnica trebuie să fie procurată nouă. Vă mulțumesc. Sunt completări. Dar replicea două oară nu răspunde. Mergem la... Da. Stimați alegători, trebuie să spunem că toate ce au vorbit colegii mei vor fi niște lucruri spuse la nivel teoretic și nu se va schimba nimic atât timp cât nu vom admite capitalul privat în ceea ce se numește salubrizarea atât a orașului cât și a raionului Soroca. Trebuie să cunoașteți dumneavoastră că în toată lumea civilizată de salubrizare sau de izbăvire de gunoi se ocupă companiile private care câștigă prin concurs acest drept și fac investiții extraordinare. Eu trebuie să vă spun dumneavoastră că numai o mașină performantă de colectare a gunoiului costă între 100 și 350.000 de euro. Spuneți-mi, vă rog, care administrație publică este în stare să-și permită un atare lux? Ori dacă și-o cumpărăm unele neperformante sau învechite. De aceea, strategia noastră în viitorul Consiliu, atât orășenesc cât și raional, vreau să vă spun că la nivel de oraș deja a fost adoptată o atare decizie. Din păcate, noi nu am reușit în 4 ani să găsim un investitor. Ba l-am găsit, pe urmă l-am pierdut. Eu cred că în următorii 4 ani vom demonstra prin experimentalul un sector din oraș, o să vedeți dumneavoastră cum se schimbă lucrurile foarte serios, fiindcă gunoiul este o afacere, una din cele mai profitabile în lume. Noi ne necăm în gunoi și nu facem nimic în această direcție. Mulțumesc! Vă mulțumesc mult! Știu că este problema foarte importantă, dar vă rog să ne limităm la 30 de secunde. Da, dacă îmi dați voie câteva cuvinte, completez pe colegul meu de la Partidul Liberal, Iurie Tănase. E timpul, cred că, să construim o uzină de prelucrare a deșeurilor.
E timpul să instalăm tumberoane, odată ce vrem în Europa. E timpul să selectăm gunoile după diferite criterii, plasticul aparte, resturile menajere aparte, sticla aparte, cum se face în Europa. A venit, cred că, timpul să procedăm fix așa cum se procedează în Europa. Eu n-am fost consilier, de-abia pretind să fiu. Eu chiar insist să răspund domnului, fiindcă el are față de mine, să știți, o atitudine aparte. Nu odată m-am convins de chestia asta. Trebuie să cunoaște, stimate domn, că în 2008, Consiliul Orășănesc, la inițiativa mea, a adoptat o decizie privind noua concepție de salubrizare a orașului Soroca prin admite capitalul privat. Eu nu am stat cu mâini în sân, mai mult ca atât. Vreau să vă informez pe dumneavoastră ceea ce a spus domnul candidat consilier independent, că de fapt consilierii nu au inițiative și așa mai departe. Eu, Iuri Tănase, am trecut tot programul meu electoral din 2007 prin Consiliul Orășănesc și a fost votat 98%. Vă mulțumesc pentru participanți. Vă rog, întrebările o să aveți ocazie încă să le puneți în cadrul microfonului liber, care va fi următoarea etapă. Completări mai sunt? Da. Aha. Domnul Ghenari? Domnul Ion. Eu aș dori doar să menționez că o gunoi este amenajată la nivel de oraș Soroca este prea costisitor. În Europa deja este foarte învechită ideea că fiecare comunitate cu gunoi este a lui. Deci noi avem nevoie de o platformă care servească foarte, mai multe comunități. Și aici, într-adevăr, ar veni și Consiliul Raional cu resursele sale, ar veni și Ministerul Mediului și ar veni și acele fonduri europene care eu sunt sigur că dacă noi să le propunem aceste proiecte pentru standardele care se regăsesc în Europa, ar fi finanțat. Noi vorbim despre gunoiști care, de fapt, vizează doar un singur oraș. De un oraș Soroca o să ai posibilitate să construiască această fabrică de prelucrare sau să meargă cu selectarea gunoiului, pentru că aceasta este foarte scump. Oraș Soroca deja are resurse sau se poate acoperi financiar numai la colectarea gunoi din oraș, transportarea lui la gunoiști. Și atât. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Așa, tragem la sorți următorul participant. Bine, atunci vă trageți toți, țineți întrebările ca să fiți în... Numai nu le deschideți până când. Știm că la examen schimba biletul, dacă cuiva nu i-a convenit întrebarea. Nu schimbă nimeni. Mulțumesc. Așa ca să nu stau la spatele dumneavoastră să vă intimidez. Deci întrebarea numărul 12. Una din problemele majore ale localităților noastre este îmbătrânirea. Tinerii părăsesc satele din cauza insuficienței locurilor de muncă, dar și din lipsa unor condiții adecvate părilor lor. Întrebare. Ce vă propuneți în calitate de consilier regional să întreprindeți pentru ocuparea tinerilor cu activitate conform necesităților și intereselor lor, pentru stoparea fenomenului plecării tinerilor, etc.? Deci, stimați alegători, dragi soroceni, sigur că asta este o problemă foarte gravă. Migrația și lumea pleacă nu de zile bune. Trebuie să cunoaștem că o bună parte a populației raionului nostru, a Republicii în întregime, pleacă pentru o bucată de pâine, fiindcă nu au cu ce să-și întreții copiii și familiile. Pe de o parte, tinerii nu rămân în sate, fiind, cum am spus în luarea mea de cuvânt, nu sunt condiții ce ține de distracții, de odihnă, etc., etc. Sigur că prima condiție ca să putem să reținem sau să stopăm migrația din sate este oferirea locurilor de muncă. Și toată lumea știe problema asta, nu sunt sigur că toți știu cum să o rezolve. Poziția noastră este că în Consiliul Raional Soroca, ca de altfel și în primăria orașului Soroca, urmează să fie format o direcție specială care se va ocupa de atragerea investițiilor. Direcția respectivă va fi cea care va scrie proiecte și va merge în fiecare sat și va face o adunare
și va înregistra un ONG, fiindcă trebuie să știți că astăzi banii nu vin către stat. Corupția, din păcate, în Republica Moldova este cea mai înaltă din, sau poate cea mai înaltă din Europa, și bani către stat nu mai vin. Vin către societatea civilă. Dar pentru a accesa aceste proiecte urmează să știm să scriem un proiect și să-l putem și câștiga. De aceea e obligațiunea administrației publice locale să ocupe de aceste proiecte în așa fel încât să instruiască pe tineri, să instruiască comunitățile și să poată să atragă aceste investiții. Fiindcă marea problemă a noastră este, deci Europa ne invadează deja cu surse financiare și vreau să vă spun că România anul trecut a fost penalizată pentru faptul că nu a însușit, ca să nu greșesc, câteva zeci de milioane de euro sau sute, dacă nu așa mai departe. Deci aceeași problemă este și cu noi. De aceea trebuie să știm să scriem proiecte, să creăm locuri de muncă, întreprinderi mici și mijlocii lăsate, ca tinerii să fie ocupați și asta o pot face chiar ei. Dar cu ajutorul administrației. Asta este marea menire a unei administrații, dar nu să se transforme în statiști, să strângă date cât o recoltat la Iojniță, la Hristii sau în altă parte, și așa mai departe, și să dea tari pe piață că eu au făcut nu știu ce. Eu vreau să vă spun că țăranii... Domnul Tănăs, vă mulțumesc. Da. O să aveți ocazia încă. Mulțumesc. Știți ce i-a plăcut foarte mult? Că toți concurenții electorale, o bună parte din ei, tot timpul mizează la tineret. Și când se începe compania electorală, promisiuni, dragi tineret, o să facem ceea, o să facem ceea, însă în schimb, mă scuzați, nu văd ei nimic. Partidul Politic Patrioții Moldovei vrea să vă spune că rezolvarea întrebării cu tineretul este o problemă foarte, foarte importantă. De ce cauză? Este un cuvânt în limba rusă, tineretul este distrabalat. De ce cauză? Vă spun fapte concrete. Eu vând bază de odihnă și mă stăru cât de cât pentru tineret să le fac oricare favoruri la odihnă, în primul rând. Ca să poți să te odihnești, trebuie să ai unde să lucrezi. Ei tot timpul iau bani de la părinți. Totodată noi știm, luând de la momentul când tineretul pleacă la instituțiile de învățământ la universitare, la universitate sau la alte instituții, ei plătesc tot timpul bani, pe contract. Eu pun întrebarea, la ce se gândește societatea când programă că să fie atâția economiști, atâția finanțiști, când ei astăzi nu avem unde să-i angajăm? Pentru ce copilul acela trebuie să cheltuiască? Că noi știm foarte bine că după graniță, instituțiile noastre universitare n-au statutul lor. Eu nu înțeleg un lucru. De atâta, Partidul Patrioții Moldovei, situația o vede în felul următor. Prima, începem de la stabilitatea politică a țării. A doua, care o să fie, trebuie cât de cât să ne întorcem tinerii cu fața la noi, la noi cei care sunt. Și voi sunteți generația noastră. 30 de secunde au expirat. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Multă răspune. Cineva mai are completări? Da. La întrebarea. Eu sunt de acord cu poziția domnului Tănase, dar vreau să vă aduc la cunoștință că în cadrul Consiliului Regional activează o asemenea direcție, direcția dezvoltare durabilă, care se preocupă de atragerea proiectelor, numai că această direcție trebuie să fie dezvoltată, fiindcă două persoane este un contingent puțin de lucrători, ar fi bine să aibă un număr mai mare, 10-15, pentru a atrage mai multe proiecte. Da, mulțumesc. Cine dorește să mă completeze? Domnul Ion? Da, o spun și părerea noastră. Credem că pentru a menține tinerii specialiști, mai ales în zona urbană, la sate, trebuie să le putem propune niște credite ieftine, poate prima tranșă a unor credite să fie chiar nerambursabile, de a oferi o locuință, dacă e posibil chiar un spațiu locativ care să-l construiască ei singuri, să le alocăm locuri pentru construcție. Asta ar fi niște pași care ar ținea tineretul și mai ales ar permite tinerilor specialiști să rămână la sate. Vă mulțumesc. Domnul Ion? Aș porni de la ceea că, de fapt, noi avem experiență în raion. Cunoaștem că la nivel rural nu prea sunt posibilități de a angaja sau de a crea acele locuri de muncă prin întreprinderile existente. Deci, sau noi am pornit pe altă cale. Noi am pornit pe calea susținerii tinerilor care doresc să inițieze o mică afacere. Și din păcate, trebuie iarăși să recunosc că
s-ar fi putut de realizat mai mult atunci când ar fi fost o atenție mai mare din partea autorităților. Dacă noi am oferit tânărului până la $2,000, de ce nu și comunitatea sau raionul, bani care de fapt noi am oferit din exterior, i-ar fi oferit și ei acești bani. Și atunci noi am fi avut posibilitatea să susținem mai mulți tineri. Dacă noi cunoaștem că există programul de abilitate economică a tinerilor la nivel național, ce face raionul Soroca pentru ca să promoveze tinerii în acest program? Ne pare rău să recunoaștem, dar de fapt cam uităm de oportunitățile care există și ne ocupăm de alte chestiuni, de statistică, de ce vreți, numai la sfârșit de lună se întreabă câți tineri și-au deschis afacerea, ce fac, cine să promovăm la antreprenorul anului și atâta tot. Dar cum să susținem acești tineri? Din păcate, nimeni n-a întrebat. Când am creat prima întreprindere socială într-un sat, nu a fost niciun fel de efect din partea autorităților. N-a întrebat nimeni, băi, dar ce faceți acolo? Dar cu ce vă ocupați? Cine sunteți? Sau de ce ați creat locurile astea de muncă? Într-un sat unde, de fapt, economic nu este avantajos. Este mulțumesc. Social mai mult. Mulțumesc. Și domnul Ghenari? Vreau să zic că Ministerul Educației, cât și Direcția Învățământ deja are și ea experiență în promovarea drepturilor tinerilor specialiști, dacă e vorba de întinerire și combaterea îmbătrânirii, adică fiecare tânăr specialist vreau să fac și un apel cu tineretul care stă aici în sală, dacă au de gând să îmbrățișeze profesia de pedagog, adică nu este o tentație electorală, dar pur și simplu aveți dreptul la gazdă în localitățile rurale și avem deja experiență, doi tineri specialiști au deja casă la Țăpilva unul și la Răcoveț altul, adică casă din, desigur că din banii statului. Dar Partidul Democrat își propune locuințe sociale pentru cei defavorizați și pentru familiile tinere. Asta este un punct din programul nostru preelectoral. Vă mulțumesc. Și următorul concurent care răspunde la întrebare... Eu vreau să completez, dacă îmi permiteți, în privința tinerilor. Scopul nostru principal al celor mai în vârstă este să învățăm pe tineri să trăiască în condiții democratice. Fiindcă cu părere de rău încă astăzi tineretul nostru nu știe cum să trăiască. Fiind la o instituție de învățământ, cineva mă întreabă ce mi-a dat guvernul Filat, ce mi-a făcut guvernul Filat. Guvernul Filat și conducerea democratică a Republicii Moldova luptă pentru ca tot tineretul nostru să activeze în condiții egale, să-și poată exprima opinia liber, democrat, să poată trăi și crea o afacere în condiții democratice, dar nu să-i dea și să-i facă. Noi trebuie să ne învățăm singuri să muncim. Însă scopul autorităților și menirea este de a-i susține, începând de la Parlament, Guvern, Consiliul Raional și Consiliul Local. De aceea noi și participăm în proiectul de decentralizare a puterilor. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Domnul Focșa, vă rog numărul la întrebare. Eu n-am dat de seama microfonul, nicio problemă. Eu am înțeles, adică după gesturi, că nu sunt completat. După gestul meu că am vrut să spun ceva, așa sau nu? Da, să înțeles. Eu am vrut să spun mai una. Toți 22 de ani vorbim de tineret și de ceilalți nimic nu facem. Noi timpul schimbăm, mi se pare că cei care conduc, a? Mi se pare că au venit și timpul. Întrebarea numărul 8 la mine. Toată lumea este preocupată de plecarea masivă a forței de muncă calificate. În satele și orașele noastre, practic sunt puține posibilități de angajare și asigurare a unui loc de muncă decent și bine plătit. Întrebarea care? Credeți că în raionul Soroca s-ar putea de făcut mai multe pentru a susține dezvoltarea economică durabilă și menține populația economic activă? Cum vedeți soluționarea acestei probleme? Eu vreau să spun, încep de la capitolul cel mai neplăcut, de la sistemul nostru corupt din țara noastră. Foarte mulți agenți economici, foarte mulți băieți care știu eu de când mă ocup eu ca agent economic, au închis firmele de ce cauză, venind la putere o forță oricare, eu vreau să spun și acum ne conduc ei, au papat firmele una după alta și le închid pe un capăt, le închid într-o formă neconvenabilă celor care conduc. Că noi o să terminăm avantajul acesta împotriva agenților economici, eu vă garantez, au să apaie și locuri de muncă, o să fie, din cauza că știți foarte bine, toate firmele care se închid pleacă și oamenii care au fost angajați. Dăvlenie, vă dați dăvlenie la agenții economici, aceasta și este rolul principal. Întrebarea referitor, cum văd eu soluționarea cauzei? Soluționarea cauzei în fermător. Cei care nu doresc,
ei trebuie de bine să lasă, să lese frumușel, să ia mânele de pe agenții economici care în momentul de față se stăruie să-i mănânce. A doua, luăm întrebarea lege fiscală. Noi foarte bine știm că un agent economic care produce și un agent economic, cum se numesc acum întreprinderi individuale sau patenta abladateli în limba rusă, diferența ce este? Fiecare are forma de impozitare. Însă în ziua de astăzi, o persoană care are angajați la serviciu 10, 20, 30 de angajați, este mult mai greu pentru dânsa. De atâta, eu ies cu propunerea că tot iese de sus. Noi trebuie să începem de la legea fiscală pentru producător, pentru ceilalte categorii care sunt. Altfel, noi, mă scuzați, nu facem nimic. De a deschide astăzi un business nou, un cetățean, orașul Soroca, este imposibil. Nu numai oraș Soroc, și în raion și în Republică. Nu ai dovedit să-l deschizi și peste 3 zile trebuie să-l închizi. Așa că eu vreau numai un lucru. Trebuie să schimbăm legea fiscală, atitudinea față unul de altul și persoanele care mai sunt corupte și conduc statul, trebuie să se oprească. Nu trebuie să fie miliardieri, ei trebuie să fie o leacă mai milionieri. Completare, da? Rog, completări. Da, deci eu în mare măsură sunt de acord cu ce a spus domnul Igor Focșa, dar haideți să delimităm competențele unei administrații publice locale și administrații centrale. Noi nu suntem cei care vom putea schimba legea fiscală. Deși am putea face niște demersuri respective. Cu referință la locuri de muncă și așa mai departe, eu sigur că la mod teoretic am putea spune multe. Ceea ce vedem noi că poate fi realizat și s-ar putea de atras investiții în câteva luni sau maxim un an de zile este dacă ne-am ocupat foarte serios de realizarea decizii în orașul Soroca, fiindcă el tot face parte din raionul Soroca la ora actuală, sper să nu mai fac parte după alegeri, să fie în municipiu. Să executăm decizia propusă de mine, vă zic, ca inițiativă cu privire la deschiderea unei zone economice libere pe teritoriul orașului Soroca. Mulțumim. Iar în cadrul raionului a unui parc industrial. Mulțumesc. Mulțumim mult. Vă rugăm să țineți cont și de timp. Dacă mai dorește cineva să completeze întrebarea respectivă sau are vreun comentariu? Stimați alegători, eu aș vrea să mă opresc la piața Businessului din raionul Soroca. Toți zicem că nu sunt locuri de muncă, nu au unde sunt angajat tineri, fiind mulți tineri în țară, vreau să le dau o idee. Suntem un colțișor de rai pe malul râului Nistru, dar spre regretul nostru celor mai în vârstă, nu am realizat un gol în businessul din Moldova. Ar fi bine că dumneavoastră vă gândiți la turismul rural și urban. Este o posibilitate, este o condiție majoră, de aceea îndemn pe acești tineri să creeze împreună cu toate asociațiile care se ocupă de proiecte, niște proiecte și vă asigur că veți câștiga bine ocupându-vă cu turismul rural. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. Domnul Ghenadie Donos. Completând pe domnul Zgardan, aș spune și eu, orientarea profesională corectă ar fi una din soluții și suntem și noi obligați să facem acest lucru, adică și instituțiile de învățământ și, de ce nu, și partidele politice, ar fi normal să-și includă în platforme așa un lucru și centru, Dacia și așa mai departe. Ceea ce noi și facem, dar facem, din păcate, nu atât de bine, pentru că toți în țara asta vor să fie procurori numai decât juriști, avocați și o leacțică economiști. Și atât. În învățământ tineret de mult nu vedem, în medicină puțin, specialiști calificați, în alte domenii, cum s-a spus, inclusiv și turismul rural, la fel, foarte puțin. Dar există și alte posibilități și alte orizonturi care voi trebuie să vi le deschideți împreună cu noi. Mulțumim. Mulțumesc. Altcineva? Nu, da? Atunci, domnul Marcoci Mihail, vă rugăm să citiți în voce tare întrebarea și să ne spuneți numărul mai întâi. Întrebarea numărul 1. 1. Vă rog. După cum se știe, veniturile proprii ale autorităților publice locale sunt destul de modeste, iar nivelul de dotații din partea bugetului central este considerabil. Și întrebare. Ce se poate întreprinde pentru diversificarea surselor de venituri la bugetele locale? Aveți vreun proiect, vreo strategie de extindere a bazei impozabile
administrației publice locale de atragere în localitățile de raion a unor surse financiare externe pentru a crește veniturilor bugetelor locale și a diminua dotațiile de la bugetul central. Deci, în cuvântul de la început, eu am atins aceste probleme. Cred că ar fi următorul răspuns. Deci, se vorbește în ultimul timp despre autonomia administrației publice locale. Deci, lichidarea verticalității puterii în stat. Dacă procedăm în felul următor, atunci administrația publică locală, având o autonomie, va putea să lărgească și să mărească suma de impozite venite în Consiliul Raional. Deci, impozitele se pot mări pe două căi, pe calea de constrângere, sau mai bine zis, optimizarea colectărilor impozitelor la taxele fiscale, la întreprinderile existente, mărirea taxelor, dar asta nu e calea cea mai bună. Calea cea mai bună este extinderea bazei impozabile sau extinderea bazei fiscale. Extinderea bazei fiscale s-ar putea face prin atragerea investițiilor străine, investiții din diaspora, ceea ce am vorbit eu la început. Oamenii noștri pleacă peste graniță, câștigă sume frumoase și vin acasă, nu investesc, nu deschid o afacere, dar își cumpără o casă, își cumpără o mașină și pentru el, și pentru copil, și pentru soție. Deci trebuie o lămurire și o educație economică a tinerilor care vin din diaspora să vadă că mai bine ar fi ca banii aceștia să-i investească într-o afacere. Deci dacă s-ar atrage investiții, s-ar deschide noi locuri de muncă, noi întreprinderi și în felul următor s-ar extinde baza impozitabilă. Vă mulțumesc. Domnul Focșa Igor are o completare. Comentarea este felul următor. E foarte bine când ai bani și știi unde să implementezi, însă nu-i garanție că se vieze înapoi. Asta e fabula. Asta e fabula. Întrebarea încheie că referitor la întrebarea domnului care a fost citită, vreau să spun că în ziua de astăzi noi, agenții economici, trebuie să ne strângem curările. Noi toți știm foarte bine, orice agent economic să lucreze pe cale legală, să plătească impozit cum se cade, nu trăiește niciodată. Toți ducem un business dublu, se numește. Se numește ciornă business și asta în noi. Și fiecare noi ne schivăm. Noi să ducem un impozit, am vedere un business cinstit. Nu, eu știu pentru eu ca mine, când m-a întrebat cineva, zice, domnul Focșa, m-a tat, de unde ai luat unitatea de transport? Eu i-am spus foarte clar, am furat de la mine din business, dar cum? Eu mă stăruiesc tot timpul să mă schivez de impozit din ce cauză, că s-a lucrat cinstit, eu trebuie să nici pe bicicletă să merg, pe jos să merg. Așa și ceilalți. Când începe a povesti că eu lucrez cinstit, asta s-o știți, asta sunt minciuni, gogonate. Domn Focșa, vă mulțumesc, dar întrebarea a fost cum veți lărgi baza impozabilă, nu cum să nu o lărgim?